Nu este în industria aeronautică. Noi suntem calificați. Domnul director operațional Popa este și directorul programului AERO. Noi avem un program AERO care e funcțional din 2006, cred. Da. Domnul director o să vă spună exact ce anume avem calificări în sensul ăsta. Ce intenționăm să facem cu aceste echipamente este să dezvoltăm această gamă de produse și mai ales să ne pregătim pentru niște abordări strategice care nu sunt de viitorul îndepărtat, sunt de viitorul foarte apropiat. Vreau să vă spun că în momentul de față cerințele de temperatură în toată industria aeronautică se învârtesc în jurul valorii de plus minus 5 grade. Nu întâmplător aceste echipamente au performanțe de plus minus 3 grade. Adică noi ne pregătim pentru ce știm că urmează. 35 de metri. Da. Adică este o lungime care acoperă de două ori lungimea de aripă. Pentru, cred că, mediul curier, chiar, nu? Da. Și apoi, cerințele pentru industria aeronautică, dacă e să ne întoarcem în istorie, la început avioanele nu erau din aluminiu, aveau un fuselaj dintr-un material lemn, altceva, acoperit pe Mircea cu textil și așa mai departe. Iar acum, lupta este să fie cât mai ușoare, să consume cât mai puțin aluminiu și să fie cât mai rezistente. Să consume cât mai puțin combustibil, să aibă cât mai puține emisii de dioxid de carbon și asta cum poți să faci? Adică trebuie să ai produse care să aibă... Da, dar să aibă și niște caracteristici care să reziste, adică mai puțin material, să faci ceea ce înainte să realiza cu o cantitate mai mare. Vă pregătiți pentru ceea ce n-a apărut nou în domeniu. Da. Da. De altă parte, domnul Dobrat,